Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii rutieri hunedoreni au desfășurat ample acțiuni în trafic care au vizat reducerea gradului de victimizare a populației prin accidente rutiere produse pe fondul nerespectării regimului de viteză legal stabilit. Oamenii legii au aplicat peste 440 de sancțiuni contravenționale. În cursul săptămânii trecute, polițiștii au intensificat activitățile de control în trafic pentru a preveni și a reduce riscul rutier datorat atât vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de drum, dar și altor cauze generatoare de evenimente rutiere grave, precum consumul de alcool sau substanțe interzise. În privința vitezei, polițiștii au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, iar în 18 dintre aceste situații au luat și măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă determinată de timp, întrucât conducătorii auto au depășit limita legală de viteză în interiorul localității cu mai mult de 50 de km la oră sau chiar 70 de km la oră. Toate aceste activități vor continua și în perioada următoare pentru a asigura pe cetățenii de un climat de siguranță pe drumul public. Totodată le recomandăm și celor aflați la volan să circule prudent, cu viteză adaptată permanent condițiilor de drum și trafic, să păstreze o distanță suficientă în mers și să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe interzise. Pietonilor le recomandăm de asemenea să traverseze strada regulamentar pe trecerea de pieton sau pe culoarea verde a semaforului electric. Unii participanți la trafic consideră că astfel de acțiuni ale polițiștilor sunt binevenite. Este o acțiune binevenită din toate punctele de vedere și recomandăm ca să se circule normal și cât mai ok. Pentru la volan trebuie să fii lucid, nu trebuie la creier și fii sigur.